Și am revenit cu un nou episod epic, din acest mod cu Fiorentina. Bine v-am găsit, dragi prieteni! Și desigur, e perioada de transferuri. Cum am zis, caut un RB și respectiv un LV. Desigur, pe unul sau altul, că nu ne ajunge bugetul de amândoi, nu cred. Am găsit câțiva, i-am pus la scout, de-aia am și avansat puțin în câteva zile. Am zis măcar să se facă acel scout, știți, și să fie totul ok și în regulă. Și înainte de toate, aș aprecia foarte mult dacă și voi ați da click pe acel buton de like, subscribe și desigur, de ce nu, pe acel clopoțel de lângă subscribe care, din câte am înțeles, îți dă notificare când uploadez eu. E mai ușor așa. Bun, iar vin ofertele, frate, vin foarte multe oferte pe acest Tomovici pe care eu nu vreau să-l vând, că, puii mei, e bun. Ne ține la echipă. Plus că acum n-aș mai avea bani. Îl dau pe Tomovici și pe ce fac? Ce îmi cumpăr în locul lui, știi? Nu. Bun, deci, hai să vedem așa. Transfer Hub. Intrăm la Transfer Hub și să vă arăt să, din start așa jucătorii pe RB. Bugetul nostru este cam până la 11 milioane, dar depinde și de clauza aia de semnătură, știi cum e? La semnătură cât iau băieții. Din păcate, Zappa Costa nu-l putem lua, că de-abia ce s-a alăturat la Chelsea, ar fi fost cea mai bună alegere. Și am văzut-o și pe acolo și prin comentarii, dar el ar fi fost cea mai bună alegere. Că na, boii mei, e italian, nu? Ok, ar fi o alegere Hakimi de la Real Madrid, care, din câte am înțeles, are un potențial foarte fain de evoluare. Ia uite, mă, cine a venit la Milan. Măi, Cancelo, nu? De Marcos, ce să lătura celor de la Napoli, ar fi fost cel o idee bună, chiar bună. Calabria, mai trebuie evoluat, ar fi și Perez, Bruno Perez. Din păcate și Cedric ce s-a dus, Aurier așa, Carzo l-am promutat, Florenții prea scump, dar oricum și el de-abia ce s-a lăturat echipei Bayern. Îl mai avem pe băiatul ăsta care iarăși evoluați, dar de-abia ce s-a lăturat în loan la Marseille. Danilo nu se poate transfera și cam aia e. Ok, deci ne rămân între ăsta Perez, care, hai să vedem la statistici, hai să vedem statisticile. Îmi place de Perez că e foarte, foarte rapid, are viteză cât în cape, sprint speed, tot, Dumnezeu. Vreau să văd stamina-ul, că e important, 85 ăla ai, în rest cât ai la sliding și stand, 73-74, 73-74 și stamina cât carul, ok. Dacă mergem la Hakimi, care desigur e mai de viitor, vom vedea că, aoleu, încă nu și-a făcut cum trebuie scout-ul, stamina cât de cât are și el, are și el ceva viteză. Și, practic, dacă le iau pe Hakimi, e mai de viitor. Și de asta voi încerca prima oară cu Hakimi, să văd dacă ne putem înțelege. Dacă nu, ae, știi, ae, îl luăm pe Iisus. Dar mai întâi, normal, că încercăm să luăm pe ăsta mai tânăr, mai cu potențial, mai de viitor. Hai să vedem dacă poate vor dori ceva de la noi, așa, în schimb, ar fi chiar funny. Numai că stai să văd ce să vă dau la schimb, că m-am cam curățat așa de pleave. Tot ce mai am aici sunt rezerve destul de ok, așa, cât de cât, cât de cât. Ia, nu-l vreți pe Gori ăsta, că n-am ceva ce cu... looking the right back, ia uzi, ok. Transfer other player numai pe Gașpar, care l-aș păstra din perspectiva unei rezerve, știi, că ne trebuie și rezerve pe acea poziție. Ok, hai să începem cu un 7 milioane. Începem cu 7. Zidane zice de clauză de 10% în viitorul transfer și acceptă 10 milioane. 8? 8 milioane? 9. Ok, hai că ajungem unde trebuie. Hai 8. Hai 8, că îți dau 10%, mă. Nu vrea. Bine. Atunci hai la mijloc. Ne întâlnim la jumate. Simplu. Și... bun, super, Zidane zice că este o ofertă fair, este o ofertă corectă și acum tot ce mai ne trebuie decât simplu, să ne înțelegem cu Hakimi. Hakimi, frate, uei, o potențial 85, ușor spre 86 de evoluare, deci vă dați seama că ar fi ceva super, super să-l aducem. Așa, îți dau importă, nu chiar crucial, 5 ani, da, sunt de acord, fără release clause. Fără bonus de ăsta, salariu ferească sfântul, vezi, n-aș fi crezut că trebuie să-i dau atâta. 60 și... așa, 68, hai frate, nu vrei,
Ok. Poate 3000 dacă mai negociem de acolo? Nope. Ok, deci ești genul ăla de om. Ok, am înțeles, băcar am încercat. Hai, să semnăm atunci. Să batem Palma și Hakimi la Fiorentina. Ne cumpărăm un RB mai bun, mai tânăr, mai cu stamina. Că Gaspar avea probleme cu stamina. Obosea destul de repede. Deci în momentul actual am făcut 3 transferuri. Ozea Cup, ce jucător, frate. Valora la 22 de milioane. Și desigur, pe nimeni altul decât Chiellini, valora la 30 de milioane. Bine, ăștia doi vor veni de-abia în var, știți cum e. Ok, hai să-l punem acum pe Hakimi pe teren, îl pun direct pe teren, nici nu-mi pasă dacă e mai bun, dacă e mai slab, ce și cum, direct pe teren. Dar de fapt, hai să facem o comparație directă. Deci, o comparare directă, culmea Gaspar, care în tot timpul mi se părea că obosește repede și chiar obosea repede pe teren, are 81 stamina, ceea ce mă surprinde. Nu prea are vision, da? Nici Hakimi, dar bine, Hakimi evoluează. Viteză tăp acolo, zbeții, dar acum hai să vedem aici unde contează. Da, cam pe acolo, amândoi, doar că în Hakimi, desigur, evoluează 85 overall, Gaspar nu, știți. Deci, e bine, mai avem cam 2 milioane la transferul, cam 2 milioane. De 2 milioane, nici pe torje nu-l poți cumpăra, frate. Ok, cred că aici se va termina partea noastră cu transferurile. Desigur, numai dacă nu apare cea transfer de ăsta șmecher pe final să vindem. Dar în rest, eu nu sunt fericit cu transferurile făcute. Alese, uite, două goluri nebunul ăla. Bravo! Ia uite ce frumos. Super! Nu prea știu pe cine aș putea să vând care este. Nici să nu... Îmi pare rău că l-am vândut, dar, știi, nu cred, pe oricare, în vară, dacă ar vine ofertă pentru Simeone, numai că eu nu-l pun transfer listed, vă dați seama că n-am de ce, dar dacă ar vine ofertă pentru el și se iau, să zic, vreo 30 de milioane pe Simeone, ar fi o schemă super, ar fi o schemă beton. Ok, luăm un puști epic acum de la Real Madrid, adică Hakimi. Și cam atât, că totuși suntem Fiorentina, măi, nu avem aici bugete. Ia uite-l, mă, pe Bruno Perez, pe care am vrut eu să-l cumpăr, s-a dus la echipa aia, așa, la Brighton sau unde era cu, pe 8 milioane, 8 milioane jumate. Păi dacă te gândești că 8 milioane jumate am dat și eu pe Hakimi, eu zic că am făcut bine, pentru că Hakimi evoluează la 85, Bruno Perez nu, deci tic-tac. Bun, ia-ți de mai aia ce frumos arată acolo, Hakimi, Ozea Cup și Chiellini vor veni la Fiorentina. Zdem Genoa, l-au vândut pe Pandev, era și timpul, așa l-au luat pe Ibisevic, interesant. Hellas Verona ia unul liber de contract, Interul îl dă pe Santon, sau respectiv ia pe expirat contractul, sau l-au dat loan. Așa, Juventus îl cumpără pe Socrates și Jimenez, doi apărători de nota 10, Chiellini, Sturaro, Liechtenstein și Posiglio vor pleca. Ok. Cei de la Lazio îl cumpără pe Gomez, Jones, îl pierd pe Luis Alberto, așa, și Marchetti. Da, Marchetti. Cei de la AC Milan, pe de altă parte, îl cumpără pe Wilshere, mă rog, liber de contract. L-am văzut și eu că expira contractul, dar un englez... În seria niciodată nu s-a acomodat. Spuneți-mi voi un britanic, un de naționalitate engleză care să se fi integrat așa cum trebuie aici. Adică nici măcar Beckham nu a reușit să fie la vremea lui atunci perfect în seria cum a fost în alte campionate. Știți? Deci nu a fost așa. A fost bun, dar nu așa de bun. Știți ce vreau să zic? În rest, spuneți-mi voi, ce... Britanici, știți voi că sunt în seria. Eu unul momentan stau și mă gândesc și zic nu știu, era unul cam gen pe undeva, dar nu cred că mai la echipă. Harrison, Horace, mă rog, nu contează, era și Hart loan, dar bine, un portar, dar îl ofo loan. Ok, chestia acum este că dacă l-aș vinde pe Tomovici, el va pleca. În sfârșit cineva care acceptă să-mi dea 9 milioane pe el. Bun. Batem palma, 9 milioane de euro pentru Tomovic de la Borussia Mönchengladbach. Chestia este următoarea.
Având în vedere că m-am înțeles acum, ceea ce, da, e după perioada de transferuri, asta înseamnă că acest transfer se va realiza de-abia în vară. Deci, practic, când la noi ne vine scuzca cacofonia, când nouă ne vine Chiellini, practic pleacă ăsta, știi? Deci, super așa, super, super. Ia, și Leverkusen, păi, pleacă nebunul ăsta în Germania. Și, să fiu sincer, chiar este bine. Un sârb în Germania, tiki-taka. Bun, ne-am înțeles, clar, unul din ăștia doi o să-l cumpere pe Tomovic și deci Tomovic se va despărți de echipa noastră în vară. Era și timpul, adică în vară o să aibă poate 31 de ani. Acum are 30, plus minus, nu știu. Da, eu zic că am făcut o decizie bună, să vedem, să vedem. Ia să vedem aici cu Bologna, 1-1, Nuri iarăși, frate, băi, Nuri ăsta, bă, Doamne, ce m-aș face eu fără Nuri? Bine, până găsesc altul. Hai să vedem. Hai să vedem. Vine un meci mare, mă. Vreau un meci de ăla șmec. Bă, alt egal, mă. Să știți că am făcut chiar foarte, foarte multe egaluri în ultima. Aia, Juventus. Perfect. Meciul de care aveam nevoie. Un meci mare, un meci șmecher, tiki-taka. Să știți că, am făcut chiar foarte multe egaluri în ultima vreme, plus minus. Adică și eu când am jucat cu Inter... Multe egaluri, dar nu contează asta, contează că ne ținem pe poziția numărul 3. Este foarte, foarte greu de crezut că eu am să pot să strâng atâtea puncte încât să intru în lupta asta între Inter și Juventus, care deja au 56 de puncte, noi de-abia avem 45. Iar pe poziția noastră, uite cât se sunt spatele nostru, Roma, Napoli, Milan și mulți alții care desigur nu mai au mult și ne ajung la puncte. Deci, da, trebuie să ținem de această poziție așa cu dinții, să nu lăsăm. Bun, hai să jucăm acest meci cu Juventus. Ok, meci versus Juventus. Cu Interul am reușit să scoatem un egal. Dar oare cu Juventus ce vom reuși? Oare vom face o surpriză? Oare vom prinde acel moment când suntem cu toți în formă și vom câștiga? Ai, ce fain ar fi! Și, desigur, știu că deja parcă aud comentariile. Băi, tu l-ai luat pe Hakimi să le vrei și nu l-ai pus încă pe antrenament, știu? Să-l pun fix după meciul ăsta, îl pun să nu uit. Iar acolo pe Pjanic, omul ăla, mă... Killer. Popa, Cuadrado. Păi și nasoli, kitul ăsta de la Juventus verde, ăsta, uite, așa că pe Nocturna, care o avem noi aici la Fiorentina, măi, leu, de-abia-i vezi. Mă rog, mai ales eu, cum sunt chic orb, de-abia-i vezi, frate. Socrates, uite-l, mă. Cum l-a împins Socrates pe ăla... Dumnezeule, Socrates, ce să mai, tank. Hai băieții, trebuie să dăm un gol așa în primele minute. Dacă dăm un gol în primele minute, dă Doamne să ținem de acel gol până la final. Opa, Higuain, Pipita, uite, Cuadrado. Băi, dar se joacă chiar cu titulari cu noi, mă. În sfârșit, am ridicat Fiorentina să le fie frică la adversar. Știți că la începutul sezonului mai erau unii că băgau rezervă, știți, și băteam echipe de astea mai măricele. Și eram gen, bă, cum am bătut și apoi vedeam că, da, 3-4 rezerve aici și colo, aici și colo, e clar. Dar de data asta, uite, direct cu primul 11 aici, Juventus. Da, mai ales că sunt și în deplasare, ar fi fost culmea. Dar, da, hai să vedem ce reușim din acest match. Da, mă, uite-l, Bolasi! Bestia Bolasi înscrie aici în minutul 20. Un gol super de către Bolasi. Uite-l, măi, degeaba Bolasi, chiar și în realitate l-aș vedea în seria. Are acel ceva ce ar prinde. Să știți că ar juca super omul ăsta în seria și în realitate. Ia uite aici, ce gol frumos. Bravo Bolasi, 6 goluri în seria. Cred că l-a ajuns pe Nuri. Nu știu dacă mai da cu gol cu Nuri. Cred că are vreo 7 sau 8. Aoleu, Nuria nostru, băi, ce să-i faci, băi, al nostru Nicu, așa nume mai românesc, al nostru Nicu, Nicușor. Opa, Cuadrado, băi, ce face ăsta, epa, Pjanic, pas către Dybala, ia ce frumos a dat acolo la Cuadrado la Higuain aici către Dybala, pe lângă, super. Ok, începem aici repriza a doua cu o schimbare mai bizară pentru mine. L-am scos direct pe Nuri. Am văzut destul de obosit. Apoi am zis, hai să-l schimb, să-l lăs să odihnească, că omul ăsta a jucat aproape non-stop și totuși, încă e, cumva zis, junior. Trebuie să se mai odihnească și el din când în când. Și l-am pus pe Babacar în locul său.
Hai să vedem. Poate mă impresionează Babacar și cine știe, prinde mai des primul 11. Oa, nu-mi zice că e penalti. Oa, cred că e asta, să vedem. Poate e lovitură liberă, dar nu cred că e penalti. Da, este penalti. Dybala aici la penalti. Opa, Muslera varză cum o dată Dybala. Varză, bă, de la o poștă l-am văzut unde vrea să dea. Așa, hai băi, trebuie să dea Higuain, nu știu ce o dat Dybala. Opa, 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 ia, Simeone, băi, Buffon, frate, fantastic, măi, legenda Buffon, ce bine, opa, fantastic Buffon la faza asta, a știut el ce a știut. A ieșit din poartă, i-am zis, hai să profit de faza asta repede să-i o dau la Simeone, Simeone acolo cu capul, pac, dar deja Buffon s-a teleportat în poartă și a apărat. Vai, vai. Na, asta e, oricum mă bucur că n-au reușit cei de la Juventus să dea gol din acel penalti, ce să mai, îs prea bun, tic-tac, și greșeala lor, că l-au dat cu Dybala și nu cu Higuain. Mă, nu știu, Higuain îmi pare așa genul ăla, știi, care mi-ar fi bombat în poartă, așa ca un ghibul de ăla, așa, pac, full strength. Ia zice, dar ce frumos legăm noi pasele, hopa, ne atacă Juventus, bară! Wow, am văzut eu ceva în acest atac, le legau fain, legau pasele fain, mă gândeam eu că a fi pericol. Băi, ești nebun cum ne atacă nebunii ăștia, n-ai ce să-i faci, hai să faci și noi o schimbare, că e idee bună. Bolasi, ești cam gata de tine, hai îl pune pe băiatul ăsta, că n-am ce-i face. Asta și el se evoluează, trecea fresh acolo. Asta e Bolasi, n-ai ce-i face, oricum felicitările mele, ai dat un gol senzaționale. Așa, ia la aici, Akhraf. De ce nu ziceți, mă, Hakimi? Adică Akhraf. Ce bizar să nu zici că cineva să-l fi îmbătat și-l fi dat cu pumnul în tastatură și na, ce-a ieșit, a ieșit. Ai, Klein, fantastic Klein. După Bernandeschi, acolo către Dybala. Când l-am faultat. Bă, dar și ce ușor pică pe jos Dybala. Hai, ultimele minute, hai că dau și defense. Așa, defensiv. Dăm pe defensiv, fraților, să ținem de aceste 3 puncte cu Juventus. Ceva fantastic dacă reușim să câștigăm. E așa frumos, le legăm. Darmian, Benassi. Aici, pasă bună. Ia l-ai bă, pe băiatul nostru. Stai. Hai mă, Chiellini, mă, da, vezi, vedeți de ce l-am luat pe Chiellini, pe lângă că e italian, tiki-taka, e bun omul, are experiență, e, na, cum să zic, ia, Simone, Buffon, frate, câte mi-au apărat astăzi, mă, ia, dacă și pasta, mă, aia, pe aia Chiellini, a, sau Socrates, dar e final, e fluier final și câștigăm acest meci versus Juventus foarte greu. Am câștigat acest meci, dar l-am câștigat super. Golul lui Bolasi ne-a ajutat acolo. Și da, super. 3 puncte, ce să mai, cu Juventus, care, na, practic e acolo, știi, să câștige campionatul. N-aș pac acum că am bătut eu, Interul a urcat pe primul loc. Dar E bine, hai, ne ținem de locul ăsta, de locul 3, ne ținem până la final, să avem și noi acolo în Champions League, să jucăm meciuri de Champions League, nu de Serie A. Tiki-taka, bun. Dar cam aici se va termina acest episod, sper că v-a plăcut, sper că v-ați distrat cel mai important lucru, sper că v-ați distrat pe bune și da, ne auzim pe data viitoare, numai bine, bye.